Scot șapca, domn profesor. Și îmi pare bine că te avem în mijlocul nostru. Cu ocazia asta vreau să-ți prezint și ultima lucrare a firmei. Un amplificator pentru scurte cu 3G50. Aici avem redresorul, traful de înaltă tensiune, lămpile stabilovolt, transformatorul pentru filamente și celelalte tensiuni negativă și așa mai departe, bateria de condensatoare pentru înaltă tensiune. Acum am întors-o ca să poată să vadă mai bine bateria de condensatoare. Panoul de față cu comutatorul de pornit obișnuit pentru filamente, în alta tensiune cu semnalizările respective, două becuri pe post de siguranță și comutatorul pentru full power. Panoul din spate, siguranțe pe partea de alimentare de la rețea, mufa de unde se coleg tensiunile pentru amplificatorul final, negativări, relee, înaltă tensiune și așa mai departe, o priză pentru împământare, pentru punerea la masă, cordonul de rețea. Iar ăsta este cablul de legătură între amplificatorul final de putere și sursa de tensiune. Se vede că este ecranat, suplimentar, pus la masă la ambele capete cu aceste cose pentru a se lua toate măsurile de precauție. Locul lui fiind aici și la celălalt cap se cuplează cu amplificatorul. Iar acum se poate vedea ce conține șasiul de desubt, traful în altă tensiune, numeroasele punți redresoare pentru în altă tensiune, pentru relee, pentru grila 2, pentru grila negativare, grila 1, traful de filamente și celelalte tensiuni, siguranțe de asemenea pentru potechii suplimentare. Aici este bateria de condensatoare cu celelalte legături la mufe, siguranțe, comutatoare, panou și tot ce este interconectări, socle de la lămpile stabilovolt. Deci cam asta este conținutul redresorului. Iar acum avem aici amplificatorul final cu cele trei lămpi finale G50. Este în faza de construcție spre finalizare. Se poate vedea filtrul, motorașul pentru ventilator, condensatoare de acord, comutatoare care vor fi cablate, un galet pentru bobină, celălalt pentru condensatorul variabil, elicia care de asemenea va veni montată și care a fost făcută în regim manual cu găuri de aerisire pe unde motorașul va extrage curentul cald de la lămpi și îl va da afară din cutie. Panoul de față neterminat, mai trebuie făcut decupajul pentru al treilea instrument, în rest este gata. Partea de suprapanou, care de asemenea nu este, este încă în lucru. Comutatorul, condensatoarele variabile de acord,
cele trei, comutatorul SSB telegrafie, aici va fi comutatorul de game. Panoul de spate, cu mufele de intrare și ieșire, mufa pentru tensiuni, bornă pentru împământare, mufă pentru trecerea pe emisie recepție și căgăurile pentru ventilație. De asemenea, aici avem ce se află sub șasiu, care încă nu am apucat să le cablez, mai având o idee la partea mecanică. Se poate vedea volumul de muncă încorporat pentru fixarea elementelor, coistorul variabil, comutatorul de așa manieră ca cei doi galeți să se potrivească la fix atunci când se comută cu axul de la panou, să fie axul intermediar în prelungirea celui de la panou, să calce cei doi galeți pe aceleași contacte simultan, de volumul mare de muncă la decupajele pentru lămpile finale, care, dacă ulterior nu vor mai conveni scopului propus, se poate da afară elul de tablă pe care sunt puse și se pot monta alte trei lămpi de alt gen. Aici vor fi negativările pentru fiecare lampă în parte, un releu pentru comanda celor două viteze ale motorului de ventilație și blocarea lămpilor pe regim de recepție, releele pentru comutările cu final sau pe direct, mufe și vor mai trebui puse încă niște mici, încă o bobină pentru un șoc și cablajul necesar pentru funcționare. Capacul amplificatorului final de putere, se pot vedea găurile de aerisire, găurile pentru mânerile de transport. Când s-a îndoit tabla neavând niște condiții adecvate, s-a mai ondulat un pic și de acest motiv am fost nevoit să o chituiesc. Am șlefuit-o. Acum trebuie să vopsesc și capacul și fundul, panourile de față. Aici avem fundul cutiei, care nu mai știu care, asta cred că este fața, unde se pot vedea iar găurile de aerisire cu volumul de muncă înglobat. Și copii, asta e! Ce să faci? Nu am putut să nu revin cu niște mici detalii, pentru că între timp au apărut noutăți. S-au montat instrumentele pe panoul de față. Altă muncă, altă distracție. Deci, pot să zic încă o dată, asta este.